Da, mă rog, asta e povestea. E un război lung ăsta cu pensiile speciale, că n-a reușit nici. Ba da, Boclea a rezolvat, dar nu le-a rezolvat cum trebuie. Deci, în momentul în care, deci povestea aici arată la modul următor, în momentul în care, deci probabil că Băsescu și-a pierdut grad toată simpatia pentru următorul motiv. În vremea ce l-a tăiat lefurile, da, oamenii lui erau implicați în ANRP, Cocoș și așa mai departe. Ori în contextul în care tu mie îmi tai 25% din leafă și oamenii din jurul tău au buzunarele pline de milioane, da? Și după câțiva ani de zile, Cocoș, știi ce vedea să la Cocoș? 2 ani. Am citit ieri că un cetățean din Brăila, care a închiriat o casă și n-a listat la administrația financiară, se duce în pușcărie 1 an și 2 luni pentru un impozit de 73 de lei. A închiriat 800 de lei, cu deducere avea 73 de lei, o lună, da? Și asta și m-am gândit așa, bă, Cocoș a furat câteva milioane, da? Ăsta are 73 de lei. I-a plătit, a recunoscut fapta și a dat 1 an și 2 luni, nu-i definitivă, e cu apel, da? Bun, și revin la Băsescu ca să închid subiectul. Dacă în momentul când a luat măsura aia și a tăiat lucrurile, da? Nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat și îl preocupa să gândească, băi, sunt familii, da? Unde amândoi lucrează la stat, care au un credit. Da. Sunt oameni care s-au urcat pe bloc și au sărit de acolo, că nu au putut să plătească creditele, da? Și veneai și spuneai, bă, ok, vorbesc cu băncile, aveți probleme, oameni buni, da? Adică găseai o variantă socială în povestea asta. Probabil că n-ar fi fost o mare catastrofă, că ăla care lua leafă 10.000 de lei, dacă îi tăia 2.500, probabil că din 7.500 putea să trăiască, da? Dar ăla care avea leafă 2.000 el și 2.500 nevastă sa, în momentul când le-ai tăiat 1.000 de lei și avea o rată 2.500 la bancă și 2 copii acasă, probabil că era diferită situația. Ei, asta a fost marea greșeală pe care a făcut-o Băsescu, da? Că în vremea și el tăia lefurile, acoliții lui băgau în buzunare și nu i-a păsat de aia care au murit. Pentru că și acasă, când n-ai bani, te-ai din cheltuieli, da? Că poate vrei să duci în concediu la Monte Carlo săptămâna viitoare. Și când bagi mâna în buzunar, constați, bă, nu sunt bani. Sau poate ți-ai propus să te duci undeva și se întâmplă ceva, ai o boală în familie și nu mai ai bani. Ce faci? Te mai duci? Nu te duci. Ei, așa se guvernează și țara. În momentul în care nu sunt resurse, iei măsuri. Da, da. Dar ei cu bună credință, explici oamenilor și le dai soluția. Bun, eu vă mulțumesc foarte frumos și peste o lună vă aștept din nou, vă anunțăm din timp, dar domnul Jud, așa facem. Mare drag.